Onorată asistență, în ciuda tuturor greutăților cu pandemia COVID-19, noi suntem obligați să respectăm prevederile Codului Științei și Inovării ca în vigoare. Cel pe care vrem să-l atacăm la comisiile parlamentare pentru a aduce modificările necesare și a readuce Codul Științei și Inovării și activitatea Academiei de Știință, așa cum a prezentat-o președintele Academiei, domnul Cămcean Tighineanu, să revenim la albe de câțiva ani în urmă, pentru ca să ne onorăm obligațiunile noastre față de comunitatea științifică din țară. Codul Științei și Inovării ne obligă astăzi, onorată asistență, să audiem rapoartele din cercetare-dezvoltare. Mulțumesc frumos! Dumneavoastră, aceste rapoarte le-ați prezentat. Secția, domnul secretar științific, dr. Gheorghe Tudorache, ne-a ajutat și am organizat ședințele. Și acum suntem într-o situație, onorată asistență, când aceeași instituții de stat, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, ne obligă să realizăm următorul pas, audierea rapoartelor de la transferul tehnologic. Onorată asistență, colegii mei mi-au anunțat că noi avem cuvorumul și eu propun să începem adunarea generală a secției de știință ale vieții online. Aduc mulțumire Institutului de Dezvoltare Sistemelor Informaționale, care astăzi dublu realizează transmiterea online în direct cu link-ul Institutului și prin Zoom. Așa că noi avem conectați un număr important de specialiști, savanți și cititori la această ședință. Aici am invitat membrii biroului, secții și responsabile din institute, raportorii. Onorată asistență, vreau să aduc acum, ca la sfârșit să nu omit această obligațiune de a transmite colegilor mei de la politici, în frunte cu dr. Tudor Braniște și inginerul Serghei Prosianic, colegul nostru, domnul Ghenadi, care au asigurat astăzi transmiterea, pregătirea și transmiterea acestei ședințe online. Nu a fost și nu este atât de ușor onorată asistență. Noi salutăm colegii noștri de la Comrat, cu care lucrăm și vom lucra în continuare în planul acordului de colaborare cu Centrul Mărânevici din Comrat. Și astăzi o să ne prezinte raport. Ca să trecem la trecerea în online, președintele Academiei, domnul Cămcean Ion Tighineanu, v-a transmis la toți salutări și mulțumiri pentru că ați acceptat invitația noastră, onorată asistență. Acum, la această oră, secția de științe inginerești audiază rapoartele din domeniu. Și domnul președinte, fiind din această secție, le-a promis să fie la deschidere la ședință. Probabil ceva mai târziu, domnia sa se va alinia. Cu această ședință, noi, onorată asistență, ne pregătim pentru a ne odihni în luna august, începând cu începutul lunii august, o bună parte din colegii noștri își vor permite 2 săptămâni de concediu ca în ajunul sărbătorii limba noastră cea română și ziua independenței să revenim la activitatea noastră, activitate care cere să fim incluși în toate manifestările
pe care noi le-am programat sau pe care le-am ratat din cauza pandemiei. S-a propus ca fiecare raportor să consume 10-15 minute. De la 10 până la 15. De la 10 până la 15. Eu aș ruga să țineți cont de această bună înțelegere a noastră și să lăsăm nițel timp pentru a da întrebări și a ne expune. Înainte de aceasta vreau să felicit colegul nostru, domnul profesor Rapcea, care a luat, preluat pe exemplul academicianului Cimboieș și ne-a onorat astăzi cu o minunată lucrare, onorată asistență, această lucrare fundamentală a colegului nostru, directorului de știință, domnul profesor Mihai Rapcea, vine să aducă date foarte importante și foarte necesare complexului horticular Republicii Moldova, care de carte care a fost intitulată Fundamentarea științifică a dezvoltării durabile a viticulturii din Republica Moldova. Domn profesor, felicitări și odată cu felicitările astea vă rugăm în toamnă va fi anunțat concurs a premiilor Academiei de Știință pentru anul 2021. Eu vă rog frumos să vă pregătiți și să înaintați la sfârșitul anului această lucrare și altele ale dumneavoastră și a colegilor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc frumos pentru atenție și procedem la începere. Domnul secretar științific, dați citire, vă rog, denumirea primului raport, raportorul, iar raportorul vine la tribună și continuăm lucrurile. 10-15 minute. Poftiți, vă rog. Da. Așa. Da. Onorată asistență, astăzi la audierea publică a rapoartelor de dezvoltare a infrastructurii și rapoartelor de transfer tehnologic care s-au finalizat în anul 2019, avem de audiat 4 rapoarte. La ședința biroului am convenit că, având în vedere că avem un singur raport de dezvoltare a infrastructurii, am hotărât să începem discuțiile noastre cu raportul dezvoltarea infrastructurii de la Comrat, conducătorul raportului, doamna Levitsky Ala. Vă rugăm frumos, doamnă doctor habilitat, 10-15 minute, apoi întrebări, decizie expertului și decizia adunării de astăzi. Vă dorim succes! Уважаемые дамы и господа, представители научного сообщества Республики Молдова, я рада приветствовать всех сегодня в этом зале. Для нас большая честь находиться сегодня здесь, поэтому я и члены нашей команды, которая реализовала этот проект, хотели бы действительно побыть на этом месте, и поэтому мы постараемся совместно всей командой представить наш отчет. Миссия нашего университета, Госуниверситета Камрадского и нашего инновационного инкубатора, который работает в рамках данного университета, Центр Маруневич – это иная структура, хочу немножко отметить. Наш иноцентр работает с 2012 года. Данная структура была создана совместно с Агентством инноваций и трансфера технологий Академии наук. С тех пор мы функционируем с переменным, скажем так, финансированием, но постарались сохранить всю инфраструктуру и из года в год ее развить, потому что для нас очень важно поддерживать, хотя и невысокий, да, мы отчетливо это понимаем, потенциал научный Камрадского университета, но мы его сохраняем и приумножаем, сотрудничая совместно с другими университетами Республики Молдова и участвуя в проектах Европейского Союза. То есть задача повышения конкурентоспособности и потенциала нашего всего региона – это такое глобальное видение нашей команды, поэтому все проекты, которые реализованы, в том числе и о том, о котором будет сказано сегодня, они, конечно же, нацелены на развитие инновационного потенциала региона, прежде всего, малых и средних предприятий в различных отраслях. Я хочу представить нашу команду. Это Сукман Наталья,
доктор Конференсар, директор у нас направления, которое отвечало за агрохимическую лабораторию и химический анализ почв. Это Великова Татьяна, доктор Конференсар Университар, отвечающий за геоинформационные системы, их внедрение в нашем проекте. Господин Сергей Кара, декан агротехнологического факультета. И ряд других членов команды, которые вы видите, также активно участвовали. У нас есть традиционные направления нашего иноцентра. Это работа со студентами, с молодежью. Мы также организуем ежегодно, уже в течение 8 лет, конкурс инновационных молодежных бизнес-идей. В этом направлении мы работаем с исполнительным комитетом, который предоставляет мини-гранты для начинающих. Мы работаем в плане развития научного потенциала университета и участвуем в большом количестве выставок, форумов, конференций. Вы видите, здесь медали даже с Евроинвент, с выставки в ЯСАХ. Естественно, ежегодное участие в Инфоинвенте, в нашей международной выставке инноваций. Это организация различных летних школ и тренингов для начинающих предпринимателей и действующих резидентов, с которыми мы также активно развиваем свое сотрудничество. Мы рады возможности участвовать в конкурсе трансфера технологий и ежегодно два, иногда даже предпринимателя с нашего региона и участвуют в конкурсе и получают поддержку в реализации их проектов. Сегодня будет представлен также один из проектов, который мы помогали реализовать, курировали. Вы видите, мы тесно сотрудничаем с Техническим университетом Молдовы, и я рада, что в этом и прошлом году были поддержаны два проекта с кафедры пищевых технологий данного университета и с кафедры машиностроения. Также реализовано два проекта резидентов. Наша миссия, прежде всего, это найти научное сообщество и представителей из науки, который имеет свою разработку и желает ее практически внедрить через процесс коммерциализации на практике. Вот такая вот состыковка инновационно ориентированных предприятий и тех исследователей, которым есть что внедрить, да, на практике, это основная наша миссия именно в этом направлении, чем мы и занимаемся. Далее, финансовая часть проекта. Это первый у нас такой достаточно серьезно финансируемый проект, 677 тысяч леев. В среднем у нас по годам где-то 120-140 было тысяч леев финансирования. И последние 4 года мы сфокусировали внимание на комплектовании агрохимической лаборатории. То есть 2/3 всех средств поступающих мы ежегодно направляли на данные цели. В этом году то же самое у нас получилось. Вы видите, 2/3 у нас средств направлено на приобретение оборудования для геосистем, да, направления и агрохимического направления. И на исследовательскую работу. То есть вот таким вот образом. Далее, естественно, мы говорим об этапах проекта, да, этапах реализации данного проекта. То есть первый этап – это разработка новых услуг для резидентов. И мы, идя дальше и запустив в позапрошлом году агрохимическую лабораторию, начали делать анализ почв и воды, решили идти дальше. И в прошлом году мы запустили проект по внедрению геоинформационных систем на базе оцифровки данных анализа почв и предоставления рекомендаций для аграриев региона. Поэтому я выступаю Наталье. Мы будем чередовать друг друга. Пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. Микрофон. Если позволите, то я несколько слов расскажу об агрохимическом направлении и о нашей лаборатории. Как сказала Алла Петровна, данный проект был разделен на несколько этапов, которые представлены на данном слайде. Я подробно останавливаться сейчас на них не буду. Лучше мы о каждом из них расскажем вам несколько слов. Прежде всего, для того, чтобы говорить о реализации данного проекта и об этапах, надо познакомиться, наверное, с агрохимической лабораторией, с ее возможностями, что было и что стало. Следует отметить, что лаборатория формировалась в течение 4 лет, как говорила Алла Петровна, общими усилиями иноцентра Камрадского университета и Академии наук Молдовы. Также следует отметить, что в 2018 году финансирование не поступало в иноцентр. Но для того, чтобы иметь возможность продолжать работу в этом направлении, был подан проект и выигран грант в рамках проекта «Гамкон», который позволил доукомплектовать лабораторию мебелью, которую вы видите, можете видеть на фотографиях на слайде,
а также приобрести некоторое недостающее необходимое оборудование. На данный момент мы можем сказать, что лаборатория укомплектована полностью, в ней имеется все необходимое оборудование для выполнения анализа на качество почвы, анализ водных источников. Также эта лаборатория используется и в качестве студенческой. В ней проводятся лабораторные работы студентов аграрно-технологического факультета. Они выполняют свои дипломные, магистерские работы также в данной лаборатории. На протяжении последних 3 лет лаборатория работает достаточно активно. За это время мы успели провести анализ качества водных источников в регионе. Были проанализированы основные источники водоснабжения Камрата, Чедерлунги, а также некоторых крупных сел в регионе. И следующим этапом с целью развития лаборатории мы хотели исследовать качество почв и реализовать те идеи, о которых упоминала Алла Петровна. Для этого необходимо было провести анализ качества почвы. Пилотный проект был рассчитан на территорию 1 гектар. Брались анализы точечно с 100 мест. Сетка была, виртуальная сетка карты, и с равноудаленных мест были взяты пробы для того, чтобы детально исследовать поле и далее для того, чтобы можно было применить непосредственно геоинформационные технологии. На данном слайде показаны фотографии момента отбора проб. В этом были задействованы студенты аграрно-технологического факультета. На данном слайде представлены результаты. Это лишь некоторые таблицы, то есть это не все результаты. На самом деле было проанализировано более 100 проб в сумме. Для однолетних культур подсолнуха, после уборки подсолнуха, пшеницы, а также виноградные насаждения резидента иноцентра Tamai Vinex. Если говорить о результатах проекта, и о том, каковы были, была ли польза рекомендаций, разработанных нами, следует отметить, что после того, как предприятие, выращивающее зерновые культуры и подсолнечник, последовало нашим рекомендациям, мы исследовали лишь одно поле. У них сбор урожая пшеницы составлял 2 тонны с гектара, что в условиях, нынешних погодных условиях, очень хороший результат. Возможно, многие из вас знают, что на юге сильнейшая засуха, и многие аграрии, в принципе, даже не собирали урожай. А второе поле, которое находится на расстоянии 30 километров от исследуемого нами, урожай составил 150 килограмм с гектара, то есть почти даже более чем в 10 раз меньше, нежели на том поле, которое исследовали мы и вносили с удобрения согласно нашим рекомендациям. На том поле даже урожай не собирали, так как слишком маленький урожай и не стоил. Я, наверное, передам сейчас слово Татьяне Великовой. Она расскажет, какие информационные. Да, bună ziua, onorată asistență. Eu să vă prezint informații legate din partea IT. Eu sunt IT specialist în acest proiect. Eu spun în limba rusă. Что я делала как IT-специалист? Для меня, конечно, важно было сотрудничать с Натальей Сукман. Почему? Потому что она представитель агрохимической лаборатории, а я тот человек, который уже наносил данные на карты. Проект иноцентра важный в целом для Камрадского государственного университета, потому что мы получили определенный опыт, мы получили оборудование, которого у нас ранее не было. Непосредственно это 2 программных продукта, RGIS, лицензированные программные продукты, которые по стоимости мы раньше не могли себе позволить. Сегодня мы можем разрабатывать электронные карты.
Что бы хотелось отметить, что курс организовывала для нас Триметрика. Мы прошли обучение, я в том числе, как IT-специалист, и у нас еще были представители с аграрно-технологического факультета, получили определенные знания, умения, навыки, которые нам позволят в дальнейшем разрабатывать карты, и уже мы имеем такой опыт. Вы видите, что на портале в открытом доступе были опубликованы карты, которые именно представляют те анализы, которые делала Наталья. И также эти карты сделаны таким образом, что можно отключать определенные слои и смотреть те параметры анализов, которые были реализованы. Химический анализ почв, там больше, конечно, скажет по этому Наталья, это калий, азот, хлор, натрий и другие компоненты, которые были проанализированы. Моя задача была эти данные все расположить на карте. Слои можно... Два слоя делать видимыми, один слой может быть видимым. Эти карты могут быть распечатаны, представлены бенефициарам, что было сделано для Зафирагро и еще одного нашего бенефициара, Тамай Винокса. Вот вы видите, вот что такой вот понятный интерфейс. Любой пользователь может эти карты наблюдать с мобильного приложения или с браузера любого, который есть. Я уже сказала, что мы прошли тренинги. И один из тренингов, который для нас был очень важным, это как раз тренинг по использованию дрона в сельском хозяйстве. Это было в декабре, но погодные условия еще позволяли организовать этот тренинг. На тренинг были приглашены студенты специальности информатика, потому что мы осуществляем подготовку такой специальности, а также представители агентства регионального развития АТО Гагаузии. То есть было сразу распространение проекта, и уже стала понятна логика, как осуществляется разработка электронных карт, которые сначала, но данные, когда получаются с дронов. Нам объяснили технические характеристики, была осуществлена подготовка, а также был осуществлен залет и дальнейшая разработка карт. Но что очень важно, что мы получили еще вот то, что для того, чтобы разработать карты электронные, нужно программное обеспечение и еще ряд программных продуктов. То есть получается, чтобы дальше мы работали в этом направлении, мы поняли, что иноцентру еще нужно закупить дальнейших, для реализации дальнейших проектов. И вы видите, что вот у нас есть исходные данные с дронов, когда обрабатывается при помощи программного обеспечения, вот мы получаем вот цифровую модель местности, как раз это Тамай Винокса, виноградники. Потом на вот такую, на ортофото уже накладываются те анализы, которые мы имеем. И уже по цифровой местности и результату анализов можно делать определенные рекомендации. Как я уже говорила, у нас есть дальнейшие планы по развитию проекта. Мы, скажет мой коллега, какой проект мы писали, но мы четко понимаем, что мы на этом не будем останавливаться. Это был пилотный проект, и мы понимаем, что мы можем уже оказывать такого рода услуги и будем разрабатывать электронные карты для желающих бенефициаров. Будем публиковать карты, но для публикации мы должны закупить еще ArcGIS онлайн, которого у нас сейчас нет. Также программное обеспечение Drone to Map for ArcGIS мы должны закупить. И определенные устройства, которые нам позволят самостоятельно, без привлечения вот, и заключения дополнительных договоров, осуществить, ну, получить те данные, которые нам нужны. Это сейчас вот мой коллега. Спасибо за внимание. Да, добрый день. Я продолжу. Как говорили мои коллеги, мы провели исследования по ArcGIS технологиям в
выращивания однолетних культур, многолетних культур, используя тот опыт, который был нами получен, и работа с дронами, с ГИС-технологиями, мы, опираясь на него, написали проект «Это следующее развитие нашего иноцентра». Как мы знаем, между Молдовой и Турцией данный проект направлен на управление пастбищами в нашем регионе. Получены определенные, так скажем, научные исследования с турецкой стороны, с договоренности с нашими примариями, где мы планируем реализовывать данный проект и использовать геоинформационные технологии, где будет изучено рост развития растений и управление пастбищами для выпаса скота. Вот вкратце. Спасибо. В завершение я хочу сказать, что, конечно же, итоги реализации этого пилотного проекта очень важны для университета и в целом для региона. Приобретено, установлено программное обеспечение, приобретен опыт членами команды, прошли они все курс обучения по трем блокам программ. Проведены анализы почв, даны рекомендации нашим фермерам для того, чтобы увеличить урожайность. Проведена оцифровка данных, размещены карты на платформе GIS Moldova. Был проведен, конечно же, и проведена работа по распространению данных результатов. Мы провели в феврале этого года семинар «Инновации в области агробизнеса», пригласили всех аграриев и, конечно же, управление экономического развития, главное управление АПК региона, так как мы хотим дальше развивать сотрудничество и с данными структурами. Работаем активно с АДЖП и развиваем работу по получению патентов наших малых и средних предприятий. Развиваем работу в отношении инновационно ориентированных предприятий в нашем регионе. Проведена, несмотря на такие условия, за этот период инфосессия в рамках международной конференции. Продолжаем проводить конкурс молодежных инновационных бизнес-идей, готовимся к следующему туру в октябре этого года. Осуществлены визиты, подписаны договора сотрудничества с Одесским национальным техническим университетом, с технологическим университетом Ополе в Польше. Участвуем в выставках B2B Expo, Invest Forum Гагаузия, InfoInvent. Разработан новый проект в рамках Тубитак НЧД. Разработан концепт с агентством регионального развития. Буквально вот идет на днях обсуждение в соответствии с концепцией смарт-специализации региона. Мы вписываемся в первое направление, и наш проект по геоинформационным системам, он идет как флагманский проект именно в данном направлении, где мы активно сотрудничаем и надеемся привлечь другие новые возможности и средства. Пане професоре, нам остается вам вас поблагодарить. Садитесь, пожалуйста. Вопросы? Или готовьтесь, пожалуйста, отвечать на вопросы. Вы скажете, кто из ваших коллег будет отвечать на вопрос. Варук Андребер. Вопрос без комментариев. Без комментариев. А почему вы из-за конкуренции местности? Громче в микрофон. Быстро в микрофон. Время. Вместо 15 мы набрали 25 минут. Это любой модель местности делали на базе снимков дрона. Вот это. Для чего? Чтобы дальше уже анализы именно поставить агрохимической лаборатории на карту. Вот для чего. Дело в том, что мы в рамках проекта закладывали в том числе и вот работа с дронами, и нам нужно было еще, чтобы мы посмотрели виноградники, чтобы посмотрели вот на перспективу, еще разрабатывали дополнительные карты, не только по агрохимическим анализам, но и другие, именно связанные с культурой и количеством кустов на данной, но это в перспективе, да. Мунцумеск, громче. Если позволите, я дополню, для чего это нужно было прежде всего. Идеей было дифференциальное внесение удобрений на местность. Как увидели из научных результатов, как различные точки имеют различную насыщенность теми или иными полезными компонентами, то есть питательными веществами. Идея была в том, что дифференциально вносить... Очень коротко, коротко. Да. Поэтому без цифровой модели местности нельзя сказать GPS-навигатор. То есть GPS-навигатор без цифровой местности, и это данные 7 не могут работать
Mulțumesc. Domnul Călnician, ce îmi puiește întrebare, vă rog frumos, cine răspunde, кто отвечает на микрофон, чтобы все те, что сейчас нас слушают и смотрят, чтобы было слышно, потому что вас не слышно. Domnul Călnician, повтиц. Сомнение в отношении достоверности камеры, что касается повышения урожайности более чем 10 раз. Это поле было в этом одном хозяйстве, контроль был в этом другое поле, где нет насильства века. Потому что естественно, ответственность. Да, прежде всего, конечно же, в аграрном секторе главную роль играют погодные условия. А летом вы знаете, что где-то в одном месте могут быть больше дождей, в другом может быть меньше дождей. Но мы исходили и сравнивали из того, что у нас имеется. У нас имелось поле, которое мы исследовали, и второе поле, которое мы не исследовали. Они находятся на расстоянии 15, 20, 30 километров. То есть все зависит от того, какие точки сравнивать, поля большие. Поэтому мы исходили из того, что мы имели. Единственное, что мы можем сказать, что мы контролировали влажность почвы на момент внесения подкормки, и основным фактором, скорее всего, являлось то, что внеслось подкормки значительно меньше, чем вносили другие поля, другие хозяйства, что не увеличило очень сильно минерализацию почвы и позволило растениям расти. Вы мультумим, Фомас. Вороган требай. Нус. Вы мультумим. Cine ar vrea să spună două cuvinte? Domnul profesor Rapcea, dumneavoastră aveți lucrări, cartografarea regiunilor vitivinicole. Spuneți-vă două cuvinte, vă rog, la microfon. Da, just o minută, două. La microfon vă rog ca să vă poată audia toți cei care ne privesc. Vă rog. Din raportul prezentat se vede că lucrarea dată prezintă un interes științific și practic pentru zona de sud din Republica Moldova, îndeosebi pentru Găgăuzia, deoarece anul curent au fost secete mari în zona, în toată Republica, îndeosebi în zona de sud, seceta cumplită care a fost a influențat negativ asupra culturilor de grupa 1, îndeosebi grâu, orz, și într-o măsură oricare asupra culturilor de grupa a doua și anume cercetările care au fost efectuate în cadrul proiectului respectiv ne arată că prin introducerea îngrășămintelor minerale, anume prin efectuarea analizelor diferențiate pe un teritoriu dat concret, se poate decăpăta rezultate pozitive și de micșorat impactul condițiilor climatice în deosebi a secetei asupra culturilor agricole, ceea ce a dovedit că pe terenul dat productivitatea culturilor, adică grâului, s-a mărit de multe ori, recolta constituind în jur de 2 tone la hectar. Mulțumim frumos! Bine. Vă mulțumim, domn profesor, specialist care are lucrări în acest domeniu. Da, vă rog, poftiți. Foarte succint. Vă mulțumesc că ascultați. Foarte succint. Работа очень интересная. Главное, что на юге практически никто не занимается геоинформационными системами. То есть поэтому этот первый шаг, но я считаю, только это самый первый шаг и не очень большой, очень маленький. Почему? В вашей команде отсутствуют специалисты в оценке пространственных данных. Все ваши карты, которые вы представили, это точечные модели, которые не позволяют оценить в полной мере пространственную изменчивость ваших свойств. У вас нет специалистов в области почвоведения. Вы не знаете, какие почвы вы оценивали и как они ведут при внесении удобрений. Вы не знаете уклонов и экспозиции данных полей. Именно для этого создается цифровая модель высот, для того, чтобы определить вот эти вот параметры. Это позволит вам тогда более точно наносить удобрения и, соответственно, получать лучший результат. В целом, работа достойна внимания. Спасибо. Профессор Сыродоев, он мари специалист на чест-добрению. Спасибо большое. Ну что, время истекло. Вы перебрали. На этот раз прощение.
Никогда не выдавайте никакой результат за желаемое. Может быть, в любой момент комиссия, которая будет проверять результаты, по-русски, valorificare, из расходования средств и результатов получено. Так что, дома кончан, чем поешь, ва атенционат. Внимательно с цифрами. Все нужно доказать исчерпывающе. Потому что в этом отношении, в этой области, есть теперь уже признанные работы и признанные ученые. Эксперт. Proiectul prezentat trebuie considerat primul pas în promovarea tehnologiilor informaționale în gestionarea activităților agricole la nivel de utilizator. În paranteză, fermieri, manageri la diferite niveluri, primare, raionale, regionale. În ciuda acestui fapt, procedura de utilizare a materialelor cartografice nu este complet explicată, iar necesitatea unor hărți MNT nu este destul de clară. Pentru a avansa în continuare proiectul, este necesar atragerea de specialiști în domeniul analizei datelor spațiale, calitatea componentelor de mediu și celor ecologice. Cine este pentru aprobarea acestui raport, vă rog să votăm. Vă mulțumesc frumos. Felicitări și succes în continuare. Domnul doctor? Următorul raport științific final privind executarea proiectului de inovare și transfer tehnologic, elaborarea și implementarea tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică sporită la societatea cu răspundere limitată Melang and Company. Va prezenta doamna doctor, conferențiar cercetător, bulgarul Viorica. Doamna Viorica, vă rog frumos, nu faceți abuz de vreme. În sală sunt academicieni care m-au rugat timp de o oră să finalizăm. Unu, doi, să încep niște călduri infernale și mulți au probleme de sănătate. De atâta, Viorica, vă rog frumos, da, în microfon cât mai tare. Vă rog, atenție, un proiect foarte important. Eu îi mulțumesc inginerului emerit, domnul Cubasov, inginerului inventator, domnul Verbanov, pentru participare la această importantă ședință, pentru că tot ce inventați dumneavoastră, tot ce înaintați în calitate de noutăți, colegii noștri le apreciază la justa valoare ca membrii a ședinței. Doamna Viorica? Mulțumesc, stimată audiență, voi raporta activitatea desfășurată în cadrul proiectului de inovare și transfer tehnologic, elaborare și implementare tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică sporită la compania Melang & Company. Deci, proiectul a făcut parte din Direcția Strategică Biotehnologie, s-a desfășurat pe durata anului 2019, cu volumul total al finanțării de 1.939.002 lei, cu cofinanțarea puțin peste 1 milion. Lista executorilor, echipa de lucru, Bulgaru Viorica și Popescu Liliana, doctori în științe, conferențiari UTM, doamna Ala Levitskaya, Duduș Veceslav, care este de asemenea în sală, directorul organizației Melang & Company. Scopul proiectului este impactul compoziției chimice bine echilibrate a laptelui de capră și a materiilor prime non-lactice autohtone, cu valoare nutritivă și biologică înaltă, asupra particularităților tehnologiei de fabricare a înghețatei de tip gelato și implementarea acesteia la întreprinderea Melang & Company din Comrat, Căgăuzia, care a și devenit prima minifabrică de fabricare a înghețatei din regiune cu utilizarea utilajului italian. Obiectivele trasate au fost studierea aspectelor nutritive și biologice a laptelui de capră și materiilor prime non-lactice utilizate,
stabilirea compoziției mixului pentru înghețata de tip gelato cu valoare nutritivă și biologică sporită, reieșind din compoziție chimică a materiilor prime, analiza liniilor tehnologice de fabricare în vederea alegerii utilajului necesar pentru instalația de fabricare a înghețatei de tip gelato, montarea utilajului, stabilirea influenței laptelui de capră asupra parametrilor tehnologici specifici procesului de fabricare a înghețatei de tip gelato, aprecierea indicilor de calitate a produsului finit și diseminarea rezultatelor cercetării și brevetarea produsului obținut. Deci, ce este gelato în comparație cu înghețata industrială? Este un produs cu o consistență mai moale și mai densă, fiind, de fapt, fabricat din produse, din ingrediente proaspete, pe când în înghețata industrială se utilizează mai des conservanți și arome artificiale. Se deosebește de înghețata industrială printr-un conținut de aer înglobat mai redus, până la 30%. De asemenea, contează foarte mult termenul de valabilitate, care pentru gelato este până la o lună, pe când pentru înghețata industrială acest termen este destul de larg, 6 luni și chiar 9 luni putem să găsim în comerț. Deci au fost studiate calitatea laptelui de capră conform documentelor normative în vigoare din Republica Moldova și literatura de specialitate, mai mult în comparație cu laptele de vacă, care este o materie primă de bază în fabricarea produselor lactate, laptele de capră, evidențiindu-se după conținutul de proteine și echilibru între fracțiile caseinice, respectiv cantitatea de grăsime și calitatea acestora, care sunt mai ușor digerabile în comparație cu cele conținute în laptele de vacă, are un conținut mai înalt de substanțe minerale, lactoză. De asemenea, în prezentare am adus acele produse non-lactice care au arătat rezultatele cele mai bune, fiind adăugate în înghețata fabricată. Deci, fructele uscate se manifestă prin compoziția nutritivă și biologică înaltă și, respectiv, influențează pozitiv acele produse unde sunt adăugate drept ingrediente. S-au făcut cercetări și s-au obținut rezultate interesante privind utilizarea spirulinei la fabricarea gelato. Materiile prime utilizate în cadrul proiectului au fost laptele de capră, laptele de vacă și alte produse lactate, zahărul, fructele uscate, spirulina și, de asemenea, au fost studiate și alese metodele de analiză pentru aprecierea indicilor de calitate a produsului finit. În baza studiilor făcute și a liniilor tehnologice studiate în vederea alegerii utilajului pentru procurare și instalarea utilajului pentru fabricare gelato, au fost achiziționate frizere pentru congelarea parțială a mixului de înghețată, utilaj pentru pasteurizarea materiei prime, cameră șoc pentru congelarea înghețatei, inventar anume vanii de inox pentru depozitarea produsului finit și stilaje pentru amenajarea secției de producere și a depozitelor mici. Aici sunt aduse câteva poze din secția de producere a înghețatei de tip gelato la întreprinderea Milange & Company. Se vede utilajul care a fost procurat, același pasteurizator, frigiderul, camera șoc și pasteurizatorul și un mini depozit pentru ingredientele uscate.
Înghețata este, dacă să argumentăm din punct de vedere științific, este de fapt un produs alimentar destul de complex, deoarece are mai multe faze și acestea influențează calitatea produsului finit, fiind strâns legate de parcurgerea procesului tehnologic și anume alegerea corectă a parametrilor operațiilor de bază. Deci, în înghețata se produc unele modificări extrem de importante pentru obținerea unui produs de calitate. Aceasta sunt formarea cristalelor de gheață, o importanță deosebită fiind dimensiunea acestora și procesul de recristalizare. Doamna Viorica, vremea. Lăsați teoria, vă rog. Bine. Destabilizarea fazei grase și înglobarea aerului. Deci, s-au obținut cele mai bune rezultate pentru probele de înghețată cu 100% lapte de capră, 50-50 proba 2 cu lapte de capră, lapte de vacă. De asemenea, din proba 50-50 au fost fabricate mai multe mostre cu adaus de ingredienți vegetali. Avem în față fluxul tehnologic care a fost adaptat după utilajul pe care îl are compania Melange & Company și acele tehnologii care au arătat cele mai bune rezultate. Indicii de calitate au fost obținută înghețata cu calități destul de bune, fiind apreciat ca un produs care nu prezintă defecte, un produs bun, apreciat, iată, între 18, între 5 și 19 puncte. Au fost identificați indicii fizico-chimici specifici pentru înghețată, iarăși valorile fiind cuprinse în limita celor indicate în documentele normative. Nu voi da citire concluziilor, ele relevă argumentările de mai sus. Principala realizare este implementarea tehnologiei la Melange & Company, dar în continuarea rezultatelor, vreau să vă zic că proiectul de inovare s-a bazat pe multe rezultate obținute în cadrul proiectului 2016-2017 pentru tineri cercetători, sinteza particularităților fizico-chimice și tehnologice ale laptelui de capră autohton, în vederea valorificării lui. Deci, aprecieri. Proiectul respectiv a luat diploma de merit ca fiind apreciat ca cel mai bun proiect de inovare și transfer tehnologic în anul 2019 la Info Invent. Diploma de merit pentru compania Melange & Company, cea mai inovativă întreprindere din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Diploma de excelență pe proiectul respectiv la Euro Invent 2020. Lucrări publicate au fost publicate 3 articole științifice, a fost obținut, încă nu a apărut în monitor oficial hotărârea, dar ea este brevet de scurtă durată pentru procedeul de fabricare a înghețatei și compania Melange & Company a depus cerere pentru marcă înregistrată privind ambalajul înghețatei care va fi produs în secția respectivă cu numele de Eva Gelată. Mulțumesc pentru atenție. Da, Viorica, eu am întrebare. Dumneavoastră ați prezentat raport pe transferul tehnologic concret sau date de cercetări de laborator? Eu am prezentat rezultatele... În microfon, vă rog. Am prezentat rezultatele pe raportul științific pe care eu l-am prezentat la ANACER. Întrebări, vă rog. Domnul academician? Eu am întrebat la ANACED care să fie structura acestui raport, dar dumnealor mi-au zis că eu să mă axez doar pe partea științifică, realizările pe care noi le-am făcut. Este domnul Duduș în sală. Dumneavoastră faceți tare că să nu-i proiect în general, 2 milioane de lei. Eu am, da,
Noi am dorit că proiectul precedentul arăta concret că ce s-au cheltuit bani. Aici nu au fost nimic. Nu. La utilaj sau la salariu, nu s-au cheltuit. Pe utilaj, care l-am prezentat că a fost procurat. Avem cineva de la ANCD, nu? Всем добрый день. Часть ушла и на оборудование, на Аргос, на саму фритерную установку и на пастеризацию. Это порядка 50%, больше 50% денег ушло на это. Это только две машины, технологические машины, которые производят непосредственно само мороженое джелато для того, чтобы оно стало джелато. У нас в Молдове, к сожалению, не выдерживаются параметры по аэрации мороженого, и это оборудование самое дорогое. Это две машины вышли нам порядка 52 тысяч евро уже с доставкой в Молдову. Все остальное это было дополнительные фризеры. Это шокер минус 39 градусов, который стоил порядка 12 тысяч евро. Это холодильники, которые нужно было потом стабилизировать и закалять мороженое. Мы можем предоставить отдельно цифры на этот проект, потому что ну, все достаточно прозрачно. Порядка 30%, 25% ушло на оплату ну, непосредственно заработных плат в течение года, в котором мы работали. Понятно. Вырубим грибами. Оно находится у нас на... Непосредственно компания им пользуется, мы хотим сделать это коммерческим проектом и развивать мороженое из козьего молока, то есть коммерциализировать его и продавать его по всей территории Молдовы. То есть экономический агент? Экономический агент, да. Он был членом проекта? Да, 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 это я. Это Лудуш Вячеслав, директор компании. Деньгами государства приобрести оборудование. Ну, проекты предусматривают то, что развитие малых и средних предприятий в Молдове. То есть это и есть цель проекта для того, чтобы привести сюда новую технологию, развитие. И потом государство просто получает налоги с этого предприятия в качестве дивидендов от вкладываемых денег. То есть это нормальные коммерческие отношения. И ладно. Влад Шлоквород. Мы угощали на ивенте, который у нас был, всем понравилось. Единственное, что из-за ситуации, сложившейся с пандемией, не получилось нам сделать порядка 20 вкусов, так как границы были закрыты, и мы не можем получить ингредиенты с Италии, натуральные ингредиенты, компания Fabri. Мы были у них на производстве, мы обучались, они нам показывали, что у них нет вообще в их продуктах и в их вкусах нет никаких химических элементов, и ну, вы не увидите у нас в холодильниках розового или красно-зеленого или там еще какого-то неприродного цвета мороженого. То есть понятно. Природные цвета, они более блеклые, более... Понятно. Да. Повтим дом на конча? Да. Da. Noi am făcut o analiză spus conform literaturii de specialitate și documentelor normative în vigoare pentru produsul respectiv. Noi nu am cercetat în laborator compoziția, mai ales că am avut în spate și un proiect care a fost chiar doar pe laptele de capră. Noi am utilizat și am încercat să ajustăm laptele de capră pentru obținerea unei înghețate de tip gelato de calitate. Vă rog, directorul Institutului de Zootehnie, domnul doctor Mașner, la microfon. În microfon, vă rog. Da, bună ziua încă o dată la toți. Scuzați, director are probleme cu coartele vocale? Întrebarea mea este următoarea, domnul Iurica, eu cunosc datele dumneavoastră din proiectul precedent, am fost la evaluare, deci proiectul acest de transfer tehnologic este o logică trecută în producere, de fapt. Întrebarea mea este, unde ați colectat materia primă,
Deci, mai concret, doi, unii este amplasată fabrica, deci respectiv am comprat pentru că cunosc câteva, cum spune, chiar și ferme de capre mai dezvoltate acolo, dacă este o legătură careva cu asta. Da. Și cred că să răspundeți la întrebările, dar vreau să spun că părerea mea, deci apreciez pozitiv proiectul, deci până la urmă care vine cu ceva un rezultat inovativ. Mulțumesc frumos, da. Coftiți, vă rog, răspunsul dumneavoastră. Răspundeți. În microfon. Deci, laptele care a fost utilizat pentru cercetări și respectiv încercările în mini-secția de fabricare a fost colectat în zona Găgăuzia, deoarece anume acolo și avem o cantitate mai mare de materie primă care trebuie valorificată și respectiv fabrica se află în Comrat. Eu nu am fost atentă la stradă, ca să vă zic concret strada, când am fost în vizită. Iată, avem pozele reale din această fabrică. Am fost împreună cu colegii de la NACET, care de asemenea au văzut realizarea proiectului dus la bun sfârșit, cum a spus și domnul. Da, poftiți. Nu avem acum continuitatea din cauza situației pandemiei. Vă rog, întrebarea, doamna profesoară Levitsky. Poftiți. Спасибо. И тот? Întrebări nu-s? Vă rog atenție, expertul. Doi. Primul expert. Fiți atenți. Proiectul este orientat la soluționarea problemelor de securitate alimentară și siguranța alimentelor, precum și la ameliorarea stării mediului înconjurător și consider că prezentul raport merită să fie acceptat condiționat. Usuavna. Expertul 2. Proiectul este actual, dar autorii n-au descris suficient perspectivele implementării lui la nivel regional și republican. Punct. Lipsește descrierea capacității de producție, a liniilor tehnologice, asigurarea cu materie primă de calitate înaltă și alte probleme strâns legate de proiect. Lipsește continuitatea proiectului din cauza neîncadrării tinerilor cercetători și specialiști. Proiectul nu este propus spre aprobare. Onorată asistență, cum procedăm? Iată de ce nu trebuie devenit cu date de laborator. La transferul tehnologic venim cu materialul deja științific acumulat, realizat în utilaj tehnologic și procedee tehnologice noi. Efect economic și numărul de locuri care se deschide în rezultatul implementării. Ce îmblăm noi cu date de laborator? Este și e raport științific? Ați luat atâta timp fără ca să aduceți o schemă tehnologică, un utilaj tehnologic. Vreți să vină controlul? O să vină un control și o să vă controleze de la A până la Ia. Și o să întoarceți banii înapoi. Onorată asistență, eu vreau să vă rog să votăm pentru aprecierea condiționată, cu condiții că toate observațiile vor să fie în timpul cel mai apropiat discutate și dacă se poate prezentate prisma transferului tehnologic, dar nu a unor cercetări de laborator. Eu vă rog să punem la vot. Cine este pentru condiționat? Cine este împotrivă? Condiționat și cu voturi care abia trece. Următorul, vă rog.
Se propune următorul raport științific final privind executarea proiectului de inovare și transfer tehnologic, implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă destinate producerii ecologice pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industrie alimentară, în farmaceutică, în cosmetică și devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C. Vă rugăm, o denumire de proiect foarte aglomerat, așa, ia multe direcții. Vă rugăm. Bună ziua, cum spune Igor Goldman, sunt conducătorul proiectului implementare și valorificarea producției de cătină, valorificarea integrală a fructului de cătină albă destinată producției ecologice. În 2017 a început plantarea primei plantații. Am plantat două generații. 2017, prima generație de 2,5 hectare, 2018 a doilea, ca să avem producție de cătină în fiecare an. Am împărțit plantația în două terenuri, ca să avem, practic, recoltă și să valorificăm în cadrul companiei în fiecare an, să avem și producții, și rezultate, și ca să putem menține muncitorii. În 2015 am început studiul. În 2 ani de zile am făcut un studiu de fezabilitate, care am studiat piața Republica Moldova, piața mai mică, pentru că, practic, nu era cunoscută, era început de cale. Am făcut mai multe vizite în Polonia, Ungaria, Germania, România și Grecia am fost. În Grecia mai slabă, au fost culmeu cu gojele. Au fost plantate aceste două suprafețe, câte 2,5 hectare, care, începând de la plantare, din momentul ce am plantat, în același an am certificat-o bio și în momentul când am avut primele producții, deja erau trecuse acei 3 ani de zile sau la prima recoltă, care deja aveam producția, nu am pierdut acei 3 ani de zile. Pentru noi era foarte, foarte important, două lucruri foarte importante care ca să putem valorifica acestea, erau două costuri la înființare și la prelucrare. Aceste costuri, noi eram conștienți din start că pentru noi nu vor fi atât de simple sau nu vor fi atât de ușoare ca să le putem suporta. Și sunt niște costuri care fără tehnologie sau fără utilaje performante sau fără know-how, noi nici de cum nu vom putea duce la capăt proiectul nostru. Știam foarte bine ce ne trebuie, știam de unde trebuie să procurăm, ce trebuie de făcut și pentru asta am apelat la agenție ca să proiectul ăsta să-i dăm viață sau să nu rămâne doar pe hârtie. Am avut câteva vizite personale cu vicepreședintele Asociației de Cătine Europene, care practic un studiu de fizibilitate, unul din studii au fost la el, la machetat. El ne-a dat foarte multe recomandări, foarte multe sfaturi, ce trebuie să facem, de unde să începem, unde trebuie să batem la ușă și cum să facem ca producția de cătină sau cum să valorificăm producția noastră de cătină cât mai eficient și cât să avem acele rezultate mai scontate. Practic, noi, în studiul nostru care l-am avut, am văzut că din cătină, practic, se poate de valorificat orice, începând de la fruct, acele frunze. Practic, noi am aplicat acele rezultate din studiu și am vrut să vedem cât diferite sunt ce era teoria cu practica noastră. Practic, toate instrucțiunile sau toate recomandările care le-am avut de la doi experți din Germania, care le-am bătut cap în cap să vedem dacă în Republica Moldova se poate face nu atâta bani cât se poate valorifica și este o cultură care pentru noi a fost una din... Deci rezultatele au fost mult mai mari decât noi ne-am așteptat. Ce am făcut? În cadrul companiei deja erau astea două plantații de cătină. Primul recoltă a fost anul trecut, al doilea anul ăsta în recolt. În asta,
ce am făcut? Am construit hala de la zero, practic am plantația deja o aveam, ce ține de... știam cine trebuie, am construit hala. La hala am început a construi tot ce ține de... pas cu pas, acele hale sau acele congelator. Am construit un congelator la minus 37-38 de grade și două camere la minus 18, unde am depozitat deja producția de cătină. Practic tot timpul a fost foarte restrâns, practic tot ce este hala care am construit-o într-un două luni jumătate, am construit-o de la zero. Am izolat-o, am echipat-o pas cu pas cu acele utilaje care să ne permită să putem să recoltăm cătina cât mai eficient sau cât mai rapid în câmp, că este foarte important drumul sau este foarte important parcursul ăsta din câmp până la din câmp la procesare, la batozare, la congelare, recoltare, fiindcă fiecare zi sau fiecare săptămână pentru noi conta foarte mult. Am construit hala, am construit acea cameră de congelare. Am făcut, după, ca să nu fie o cameră prea mare sau să fie o cameră prea mică, atât cât puteam recolta pe zi din acele două tare jumătate de cătină. Am urmărit, practic, tot procesul ce ține de congelare, batozare, toate astea au fost fixate. Timpul, câți oameni, rezultatele, costuri, eficiență, calitate, toate astea erau practic monitorizate și date la laborator ca să nu pierdem, eram în legătură practic zilnic sau săptămânală cu experții noștri în Germania, ca să nu pierdem din acele calitate toate cătine astea ne trebuie să o realizăm. Au fost aceste cămeri, aceste aparate de patozare, după asta au fost congelat, batozate, păstrate, au fost uscată cătina, au fost făcute și suc din cătina, au fost ulei din cătina. Practic s-au urmărit sau s-au procurat acele utilaje necesare, anume prototip sau pentru ferma noastră, care ele erau adaptate sau erau planificate pentru suprafața de 5 hectare. Noi nu am vrut să vedem dacă face sau nu face să ne extindem suprafața noastră la 25 de hectare. Să vedem, n-am vrut să riscăm, dar am vrut prima să testăm, să vedem dacă se merită sau nu se merită investițiile care sunt în producția de cătină. Am avut trei vizite de psihotare, am avut și experți și din specialiști care au venit cu recomandările lor, ne-au asistat la recoltare, ne-au asistat la procesul de... am dat în exploatare unitatea noastră de producere atât a uleiului cât și deshidratorul cel industrial care am uscat acea cătină, am scos am făcut două tipuri de ulei, ulei din sâmbur și ulei din fructul de cătină și din cătină ce am făcut și praful acela care tot au fost cererile au fost mult mai mari decât noi am putut să oferim anul ăsta. Practic am făcut o fermă sau nu știu compania noastră a făcut o model de afacere care l-am urmat din studiile de fezabilitate pas cu pas. Rezultatele au fost foarte bune. Am avut o recoltă peste așteptări sau din primul an de recoltare au fost peste 9 tone la hectar. Au fost 9,4-9,5 tone per hectar de producție de cătină. Am dat la analize sau am dat la laborator, rezultatele au fost foarte bune, care toată producția care am avut a fost contractată la un preț foarte bun, care avem colaborări cu ei și sunt gata care toată producția de cătină care vom avea și avem încă cereri mult mai mare de a o presta servicii la fermierii din regiune, care sunt peste 40 de hectare în regiunea Ștefan Vodă Căușani, care să
prestăm acele servicii, să lucrăm la comanda lor și să exportăm producția de cretină. Am trecut, ne-a reușit să registrăm brandul. L-am înregistrat brandul atât a companiei cât și a producției la GP în România și în Germania. Sub brandul ăsta va fi exportul de producții de cretină, producția de atâta, nu doar de cretină, dar și de producție din cretină, ulei, cretină congelată, cretină uscată, suc și țuică din cretină. Practic noi, și ceai din cretină, ceai din frunze și ceai din frunze cu crengi. Am dat la laborator, sunt niște produse care sunt foarte solicitate, sunt în primul rând și solicitate și sunt ecologice, care deținem și deja certificatul eco de toată plantația. Și am început anul trecut să certificăm și producția. În afară de plantații, deja certificăm și producerea de cretină. Și deja vom avea atâta plantație certificată ecologică, cât și producția de cretină, producția de uleiuri, producția de... Microfon, vă rog, nu aud de cei care vă privesc. Producția de ulei, producția de cretină deshidratată sau uscată. Vreme. Și așa mai departe. Tot? Da, mulțumim. Vă mulțumim. Întrebări, vă rog. Doamna Cănucean. Noi am făcut 5 studii de fizabilitate la 5 instituții separate. Și noi deja am, după recomandărilor experților de peste hotare, deja după recomandările lor, noi mergem pas cu pas, fiindcă aici este un începând cu congelarea corectă, fiindcă noi am da. Unde am citit? Toate tehnologiile astea când am fost în Germania în 2014-2015, le-am citit în cărțile de specialitate din Germania, de acolo le-am luatele, fiindcă aici în Republica Moldova în 2015 era foarte puțină informație sau chiar deloc nu era informație. Practic aici nu găsim. Pe plan local, foarte puțină informație. Chiar dacă era, nu știu, trebuie să o căutăm foarte. În Republica Moldova nu prea am găsit. Acum sunt, din 2019-2020, este cu mult mai multă informație despre producția de cretină sau cultivarea cretinei atât ca plantă, nu ca procesare. Dar atunci eu m-am inspirat sau m-am informat din surse de peste hotare. De la cercetători din Polonia, Germania, Estonia și România. Că este 3-4 țări care eu acolo am bătut, acolo am studiat. Aici studii în tehnologie informaționale. În tehnologie informaționale. IT. IT. Cum spuneți tehnologii de cultivare cretinei ca plantă? Ca plantă, mă întrebați, da? Tehnologia de congelare, tehnologia de păstrare, tehnologia de valorificare, aici am vedere de sucuri, de uleiuri, de uscare, uleiuri și congelare, fiindcă aici... Cum să le mecanizăm? La recoltare. Acolo este, noi recoltăm practic toată planta și după recoltare deja facem acelea formarea trunchiului. Noi, tăierile merg toamna la recoltare. Acelea de bază, în luna noiembrie, merg deja, după recoltare, deja se formează acel schelet, mai, deja scoboară mai... Eu înțeleg din întrebarea dumneavoastră că sunteți în tema asta. Ele doar toamna la recoltare, prima tăiere și în luna noiembrie este a doua deja de făcut acele trunchiuri. Acestea sunt două tăieri. Altele tăieri, prima au fost la început, când la plantare, când planta s-a format și ăsta, anul 2 ce a fost. Restul turmei. Vă rog, întrebări. Eu
Da. Vorbiți tare, că se audă... Da, da, cred că se audă... Ar trebui să fie o structură acestor aparte. Nu poți înțelege și stai și aștepți aici cine o, care a fost inovația, cine a creat această inovație, cine o implementează, care este scopul, care au fost obiectivele. Dintre asta ne-am adăcat, că au fost pe cea mai am întâlnit, acolo au ținut, de frunze, ceai, crezi asta a fost scopul pentru ce, care a fost structura acestor cheltuieli. Și s-au prevăzut întrânsele. Spunește că instituția de cercetare realizează, fac un cercetare, au produsul științific, dar aici noi ne-am pus valoare de la parte. Nu suntem specialiști în domeniu, dar începem a face niște noutăți care nu știu dacă se merită de ascultat așa ceva. Iată ce am dorit. În cazul dat, e cam complicat aici. Inovația. De unde a apărut această inovație? Cine a realizat această inovație? Este necesar de implementat în lucrul ăsta sau nu este? Da, vă mulțumim frumos, domnul profesor. Eu vreau să vă întreb, spuneți-mi, vă rog, cu care colectiv științific ați făcut dumneavoastră cercetările preventive în baza cărora, tehnologice, în baza cărora dumneavoastră ați implementat tehnologii inovaționale. Cu cine? De unde ați luat? Dacă domnul profesor vreau să știe, asta a fost o colaborare cu o instituție academică sau universitară? Da. Sau asta a fost o colaborare cu cineva de peste hotare? Da. Și în rezultatul acestor cercetări, dumneavoastră s-a înaintat un proiect, așa cum scris, implementarea tehnologiilor, domnul academician Cipoieșu Sumnet, inovaționale. Dacă inovaționale, înseamnă că trebuie să aibă caracter nou. Absolut. Patent, brevet, tehnologie nouă și așa mai departe. Vă rog, cine ați lucrat? Noi am lucrat cu trei companii, două din Germania și una din România, care la... după studiul lor de fizabilitate și după instrucțiunile lor, care iau cu mult mai multă experiență în acest domeniu, practic au peste 20-25 de ani în domeniul dat, fiindcă asta este o cultură, a câte de, în Republica Moldova este o cultură nouă, este o cultură, practic, a apărut ultimii 3-5 ani de zile, care Republica Moldova... De-abia acum se formează acei specialiști sau acele cărți sau acele. Noi n-am avut, la prima etapă, n-am avut atât de mult, atât de mulți specialiști care de Republica Moldova să-i putem... Clar, dar spuneți-mi, vă rog, ați cunoscut careva lucrări a savanților de Republica Moldova dedicate culturii date, da, a cătenii albe, proceselor agrotehnice și de altă natură, de creștere, de reglare a sarcinilor și așa mai departe. Cunoașteți lucrările? Domnul Cipoieș, sau nu există? Domnul Cipoieș, ceva în ultimii ani are careva, nu știu dacă studii sau ceva cercetări? În Republica Moldova nu prea am găsit informații în prevenția asta. Da, se vede că nu prea citiți. E clar. Nu sunt întrebări? Comentarii? Domn profesor, vă rog frumos. Domn profesor Botnar. Da, așezați-vă, vă rog. Domnul Igor. Foarte succint, Vasile Fiorovici. Ei au făcut abuz de timp. Da, eu nu m-aș putea, într-o măsură oricare, să continui ceea ce am pus ca întrebare sau discuțiile care le-am început, fiindcă transferul tehnologic trebuie să știe, aibă un scop. Ce vrem noi să transferăm? Sau că venim și povestim despre ce ne-am gândit, modul în care noi am putut să luăm niște bani din stat, care puteau să fie în alt mod utilizat și ne-am făcut ceva acolo. Iată, într-așa, noi am vrea ca să știm aici în ce măsură banii ce au fost cheltuiți, că eu nici nu știu, nu s-a vorbit așa, cât sau ce sumă a fost proiectul? În ce sumă?
sumă totală a alocațiilor de stat, care vreți să ce numiți-o, dar așa că noi discutăm, dar nu știm despre ce aici. Da, și eu socot că trebuie în viitor, nu știu cum, dar în viitor de avut unele cerințe față de proiectele de transfer tehnologic, cerințe concrete, fiindcă aici eu nu m-am pierdut timp astăzi, pot să spun din cauza că n-am înțeles ce s-a prezentat aici. Niște trebuie să de, nu cum de argumentat a este lucru și în viitor mă gândesc că trebuie altă structură. Ce s-a prezentat astăzi nu pot să înțelegi pentru mine. Iată. N-am putut eu multe lucruri să ne înțeleg. Trebuie și o altă structură, domnul Cancean. Da, mulțumesc frumos. Ce se cere de la asta, la proiectul ăsta? Da, cu părere de rău. Sau este cercetare? Da, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă la doamna Radica a fost prezentată cercetare, date, rezultate, analiză, lapte, ce, păi și mai puțină tehnologie, dar aici nici tehnologie nu avem, cu părere de rău. Îmi pare rău. Experții. Raportul prezentat nu este elaborat în conformitate cu cerințele inovative pentru raport final la proiectele de inovare și transfer tehnologic. Fapt ce provoacă dificultate la o apreciere corespunzătoare a rezultatelor proiectului. Mai cu seamă că nici măcar rezultatele nu se indică în modul stabilit, iar concluziile sunt departe de a fi concluzii științifice la un raport de transfer tehnologic. Având în vedere un buget impunător al proiectului în cauză, total 2.254,75 lei, din care peste 1.200.000 lei din bugetul public național. Se impune o evaluare mai profundă a utilizării banilor publici și a impactului acesta pentru știința și economia națională. În concluzie, raportul științific final al proiectului de inovare și transfer tehnologic, intitulat Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă destinată producerii ecologice pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industria alimentară, farmaceutică, cosmetică și devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C. Am încheiat tema. Prezentat spre evaluare nu corespunde rigorilor înaintate și se propune de a fi respins cu consecințele ce se impun. A doilea recenzent, odată ce e negativ, suntem obligați să avem două recenzii. Aprecierea narrativă. Păcat că așa proiecte au fost aprobate spre finanțare de către ANCD. Nu există componenta științifică. S-a folosit finanțele statului pentru dezvoltarea unei întreprinderi private, fără transfer tehnologic științific. Banii puteau fi solicitați de la IPA. Aceasta nu este raport științific și nici de transfer tehnologic, dar este o dare de seamă a unei gospodării. Onorată asistență, care sunt propunerile? Domnul profesor Rapcea, ce facem? Eu nu sunt din cauză, n-au fost... Da, în microfon, că nu se aude la toți cei care ne privesc. Avem 60 de Eu mă refer, la ceea ce a menționat și domn profesor Vasil Fiodoroș Botnan. Noi acum constatăm faptele. Banii s-au cheltuit, 2 milioane de lei bani publici s-au cheltuit și azi constatăm faptul. Numai. La o instituție de cercetări științific, transferul tehnologic, asta e rezultatele care scapătă în rezultatele științifice care sunt căpătate în procesul de cercetare de mai mulți ani și pe urmă ele se implică în producere, în producție. Să capătă un efect economic. Dar azi noi constatăm faptul că s-au alocat 2.300.000 de lei
la o firmă particulară care se ocupă cu creșterea cătinei albi și am fost martori oculari la darea de seamă, adică la prezentarea rezultatelor. Eu socot că asta nu-i normal. Bani publici care trebuie să fie îndreptați în instituțiile cercetării științifice și în baza cercetărilor efectuate în cadrul institutelor cercetării să fie efectuat transferul tehnologic. Adică o instituție cercetării științifice înaintează proiecte de transfer tehnologic. Eu personal, vă 3 ani în urmă, am nici nu mai înaintez. Vă 3 ani în urmă am înaintat proiecte de transfer tehnologic și amele nu au trecut. A institutului, nu amele. Nu au trecut. Dar la persoane private trec, nu știu nici cauza. Și acolo în ACD-ul și ăla trebuie mai făcut regulă. Că acolo sunt oameni care n-ar trebui să lucreze acolo. Și eu nu știu cine au aprobat proiectele astea din start. Trebuie pedepsiți acei care au permis derularea acestor proiecte și să întoarcă banii înapoi. Asta. Doamna Cancian? Da, în punctul dumneavoastră de vedere, vă rog frumos. Am arătat asistență. Deci nu se pune la îndoială importanța culturii cătinii albe în Republica Moldova. Este strict necesar de a implementa noi tehnologii acestei foarte, foarte valoroase culturi. Și intenția poate a fost bună în privința implementării sau cel puțin din denumirii implementare tehnologiilor. Deodată sub semn de întrebare, atâtea tehnologii, tehnologii sunt multe, cel puțin din rezultatul obținut n-am observat unde s-au cheltuit banii ce ține de inovare, de transfer tehnologic. S-a spus că s-a construit o hală de 100 de metri pătrați și niște depozite auxiliare. Care utilaj a fost procurat? În oară, se hotărăște un element de tehnologie, nu știu, batozarea. S-au cumpărat, iată, utilajul respectiv pentru batozare sau pentru tăiere mecanizată. S-au cumpărat mașinile respective pentru tăiere mecanizată și au fost implementate în gospodărie. Asta eu înțeleg transfer tehnologic. Aici eu n-am văzut transfer tehnologic. N-am văzut. Pur și simplu, banii s-au cheltuit pentru, vă spun, pentru o hală și niște depozite. Așa reiese din darea de seamă. Deci eu nu sunt pentru a aproba acest proiect și spun că e o greșeală să cu cine au aprobat așa proiecte pentru finanțare. Okay, ce am, mulțumesc. Este cineva vrea cineva să spună câteva cuvinte? Nu? Da. Onorată asistență, n-a fost înaintat nicio propunere de apreciere măcar condiționat. Cine este pentru a respinge acest proiect, vă rog să votați. Vă mulțumesc frumos. Proiectul este respins. ANCD trebuie să iei măsuri în conformitate cu legislația în vigoare. Domnul doctor. În sfârșit am ajuns la ultimul raport științific final de transfer tehnologic. Este vorba de raportul implementarea linii de producere de capacitate sporită pentru fabricarea prafului din șort de semințe de struguri. Conducătorul proiectului este domnul academician Boris Găină. Vă rugăm, domnul academician. Prarată asistență. Acest proiect, ca și altele precedente, au venit în rezultatul cercetărilor în
Institutul Științific de Horticultură și Tehnologie Alimentară sau Catedra de Tehnologie Alimentară a Politehnicii. Iena, ceva? Așa. Ce scop are acest proiect? Scopul de a produce o pulbere, un praf de o dimensiune foarte mici, care se numește șrot, care se produce din șrot de semințe de struguri în cantități industriale. Acest scop a fost atins prin transfer tehnologic cu echipament nou, cu lansarea unei linii noi de producere de capacitate sporită a prafului înlocuitor a prafului de cacao. Ce potențial avem noi în Republică, onorată asistență? Anul acesta, Ministerul Agriculturii, iată informația la mine, pe masă, prevede din 470.000 de tone de struguri să fie procesate minimum 300.000 de tone. Să vă vor obține, ținând cont că dintr-o tonă de boștenă, dintr-o tonă de struguri, 200 de kilograme, da? Vă din fel, 200 de kilograme sunt semințele. Onorată asistență, avem 60.000 de tone de semințe în țară nevalorificate. Masa presată va alcătui 54.000 de tone, pentru că din 60.000 de tone scoatem uleiul pe care l-am extras. 110 litri din fiecare tonă. Cu alte cuvinte, onorată asistență, noi nu valorificăm în ultimul timp o cantitate importantă de această materie primă. Produsul finit constituie un număr maximal de polifenol proantocianidin. Ce este proantocianidin? Este captor de radical liber. Semința strugurilor este nucleul plantei. Este centrul cel mai bogat în antioxidanți. Lucrul ăsta este cunoscut, nu ne aparține nouă, aparține altor colegi. Profesor Rodica Sturza, profesor Michel Feillat din Franța și alți colegi, lucrările cărora sunt foarte bine cunoscute în ultimul timp, inclusiv la conținutul în aceste substanțe biologice active în semințe. Uitați-vă, onorată asistență. Boștina, drojdele lăsăm aparte. Noi am spus că avem 10.000 de tone de boștină care fabricile de vin le aruncă la marginea satului, ele fermentează, putrezesc și sunt surse de infecții micomicetice în zonă foarte mare. De atâta utilizarea lor a fost o problemă primordială. A rămas, după elaborarea tehnologiei de obținere a oțetului, cu Politehnica împreună, autor, inginer, inventator Verbanov, Vadim Fiodorovich, acidul tartric îi aparține academicianului Tuca, școală, enocoloranță am implantat în Cricova nouă, vindem în Federația Rusă 10-15 tone de concentrat cu indicele de 25% de substanțe seci. 9 euro kilogramul de concentrat pe loc. Enotaninul îi aparține doctorului și inventatorului emerit Ion Prida. Ia uitați-vă că semințele au fost propuse cu vreo 2 ani în urmă pentru a fi cercetate. Prezintă ele interes pentru a înlocui praful de cacao? Ce este praful de cacao? Este un produs foarte scump, venind din import, pe care Republica Moldova nu-și poate luxul ăsta permite acum.
Ucraina își mai permite importul de praf de cacao, dar s-a adresat colegilor noștri, aici este inginerul invitator emerit, dr. Cuboasov, îi s-au adresat cu rugămintea de a implementa în Ucraina această tehnologie pentru a substitui praful de cacao. Ok. Procedeul de obținere onorat asistență consta în a transforma acest șrot, în limba română, această plăcintă, это прессованная масса от после извлечения виноградного масла, вот это прессованное масло называется шрот. Вот ее и мы попытались использовать со валорификом. Не требуя температуры жаса, как мы дестружим компульсы биологически актив, и не требуя о умидитате, по которой его акцепт индустрия de patiserie și de confete. Uitați-vă o altă asistență. Din struguri, zdrobirea, fermentarea, filtrarea, presarea, obținem boștenă, despre care am vorbit noi. Boștenă o uscăm, avem film, cine va dori, avem un filmuleț, cine va dori, îl va privi. Avem elaborată tehnologia și aparatura implementată la trei întreprinderi de uscare a boștenii și de separare a semințelor. Cea de lungă, Irighici și Ucraina. Sigur că măcinarea semințelor pentru noi a fost o problemă foarte importantă. Trebuia să ajungem la 40 de microni praf, altfel el nu este acceptat de industria confetelor. Jos, utilizarea substitutientului de praf de cacao, uitați-vă rog, la băuturi, la patiserie și la cofetărie. Dacă aici am spus despre importanța lui igienică și economică, aici în arată asistență vorbim că la prima etapă s-au obținut 80% de produs cu dimensiunile de 75 de microni, și acest produs trebuia transferat în continuare la mașina de măcinat pentru a-l aduce la 40 de microni. Iată produsul nostru final. Uitați-vă, vă rog, organoleptica lui. Uitați-vă schemele tehnologice a fiecărui etape și iată utilajul tehnologic care a fost procurat din banii statului, onorată asistență. Dacă statul ne-a dat 900 de mii, inventatorii emeriți în colaborare cu noi a implementat la prima etapă 1.250.000 și încă 1.000.000 pentru a aduce produsul la stadia finită, la export. Dăm, George, vă câteva din o arată asistență. Jos, vedeți utilajul tehnologic care a fost procurat sau comandat și executat? Da. Le-am luat la întâmplare. Da, da, mersi frumos. Să mai aduc. Nu, mersi frumos. Onorată asistență, noi ne bucurăm că acest produs ambalat de acum se exportă și este și pe piața noastră. Ne bucură foarte mult că această realizare a fost acceptată pe piața Statelor Unite. În final, vreau să mulțumesc tuturor celor care au depus pe parcursul anilor atâta energie. La Lipoveni, Raionul Hâncești, întreprinderea este gata să vă primească în orice moment, să o vizitați, să vedeți cum se realizează în realitate transferul tehnologic, datele de laborator publicate și patentate, dar aici realizate și producția răcită, ambalată, încărcată în refrigeratoare și trimise pe piața internă și la export.
Eu vă mulțumesc pentru atenție. În concluzie, linia de producere de pulberi este capabilă să producă praf alimentar păstrând toate proprietățile biologice. Mulțumesc de atenție. George? Mulțumim, domnul Cănician. Oftim dacă sunt întrebări către conducătorul proiectului, către executor, dacă ceva. Sergiu, ce te interesează? Da, domn profesor Rapcea a ridicat primul. Am auzit familii din Franța, autori care s-au ocupat problema dată, dar n-ați numit Rapcea, Parască, Urâncu, Dimitri Vasilevici. Eu activând la Cricova în 95-96, am montat o linie de obținere a uleiului în sămânță de struguri. Da, domnul. La Frangești, ulei în sămânță de struguri, 16 dolari litru. Da, domnul profesor, eu cer scuze în virtute. Da, în virtute. Da. Da, colegul nostru, domnul Urâtu, cu 10 ani în urmă a susținut o teză, selectarea semințelor și obținerea uleiilor dumnealor. Eu încerc scuze, trebuia să găsesc loc, dar mă gândeam că ar fi bine să vorbesc până la 15 minute. Asta e unul. Și doi, sigur că ca să prelucrez, domnul profesor Rapcea, sute de tone de semințe, nu-i de ajuns materialul dintr-o cheză. El ne-a servit nouă drept bază. Noi n-am făcut pe loc gol lucrul ăsta. Noi l-am făcut luând autoreferatul și văzând care sunt proprietățile biochimice, biologice, care e avantajul. Iar acești bravi ingineri au confecționat utilajul, au făcut întreprindere. Eu vreau să vă spun sincer că Verbanu a implementat și la, a colaborat și cu colegii de la Cedar Lugă, care produc semințe uscate și le exportă în China, produc ulei și le exportă în China și în Federația Rusă. Da. Și noi ne bucurăm foarte mult că pionier în domeniul ăsta au fost colegii noștri din Găgăuzirii. Da, vă mulțumim. Da. Da, mulțumesc, doamna Cancea. Bună dată asistență. Practica e următoarea. Întreprinderea încheie contract cu întreprinderile care prelucrează 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 de tone de struguri. Nu prea avem prea multe. Această întreprindere se pun separatoare și cad de acord să ne vândă sămânța. Dacă productivitatea și capacitatea noi mare, dumnealor cumpără în fiecare an mii de tone de boștenă și sunt trei întreprinderi în țară care s-au specializat în procurarea boștenii, uscarea ei, separarea ei, Diana, pune-te, rog, frumușat, separarea ei, domnul Acăduncea, și dacă s-a separat semința uscată, noi avem cumpărători peste hotare. Doi, noi avem utilaj tehnologic pentru a extrage ulei. Trei, noi avem acum întreprindere specializată în obținerea unui praf substituent a importului de cacao. Iată care este situația reală. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Nu este atât de rațional de transportat boștina, să zicem, de la Conrad la Ghidichici, unde este specializată această întreprindere. Dacă uitați-vă, vă rog, acest utilaj tehnologic a fost confecționat aici, în Republica Moldova. Este de 5 ori mai ieftin decât cel care l-am fi importat din Germania, Franța. Și acum acest utilaj este pregătit pentru compania de activitate 2020. M-au întrebat colegii care este prețul prafului de substituent de praf de cacao din șurotul de struguri.
este de 4 ori mai ieftin decât cel importat din America Latină. Și odată ce întreprinderile noastre de acum le-au acceptat, odată ce domnul director Cubasov exportă aceste produse, o să vă invităm să le gustați, să le apreciați, aceste produse și în Statele Unite, noi ne bucurăm că s-a reușit să trecem bariera calității care a fost pusă în proiect chiar de la bun început. Iată... Vă mulțumesc, domnul Fărnicean. Da. Domnul profesor, Да, спасибо, профессор Сыроедов. Но прежде всего, это инженера-конструктора, которые по нашему заданию воплотили в металл ту или иную операцию технологическую. А директор Кубасов в некоторых случаях из выделенных средств и собственных, государственных и приватных, купил ряд элементов технологической схемы, ну, например, масса, подготовленная к производству на последней стадии этих сладостей, эта масса стреляют мягким продуктом, он охлаждается, и на транспортере уже охлажденный продукт, который не растворяется, не прилипает, который может быть сохранен при обычных условиях. Так вот, такое оборудование они купили в Соединенных Штатах Америки. И не зря я обратил внимание, что к выделенным 900 тысяч они скоро 3 миллиона своих собственных средств. Da, vă mulțumim, domnul Cărcean. Întrebările mai sunt. Vă rog, luați loc. Onorată asistență, în aprecierea și evaluarea proiectelor de transfer tehnologic a fost elaborată o fișă specială. Domnul Cărcean a citit-o așa la general. Eu, ca să fiu mai succint, o să dau răspuns la toate întrebările care au fost incluse în această fișă și de care s-a condus expertul când a evaluat proiectul respectiv. Deci, la prima întrebare, aprecierea noutății și valorii științifice a proiectului dat. Expertul a apreciat-o cu calificativul înaltă. Aici sunt diferite calificative, apreciat-o înaltă. Următorul indicator și cerință, aplicarea practică a rezultatelor. Vedem și din filmul respectiv, din ceea ce a expus domnul academician, că aplicarea practică este pozitivă. Inclusiv prin elaborarea liniilor respective, prin procurarea tehnicii respective, care a fost în cadrul proiectului. Participarea tinerilor în procesul de cercetare. Expertul independent a apreciat insuficient acest calificativ. Participarea în programe internaționale. Și aici sunt specificate diferite programe. Deci bilaterale, internaționale, transfrontaliere, în programul Orizont, în programul Scopus, deci expertul nu a găsit niciun răspuns pozitiv la acest indicator. Următoarea cerință, participarea la organizarea manifestărilor științifice la nivel național și internațional este insuficientă. Participarea la personal a executorilor la manifestări științifice naționale și internaționale. Expertul a apreciat că este insuficientă. Și în concluzie, deci în baza celor expuse, expertul propune ca raportul să fie acceptat condiționat. Vă rugăm membrii secției
dacă cineva dorește să expună, dacă cineva are altă opinie, sau punem la vot aprecierea, aprobarea raportului condiționată. Eu aș vrea să dau un răspuns. Nu ne-am pus ca scop să publicăm articole, să facem conferință, ne-am spus ca scop ca ceea ce a fost cunoscut și elaborat să fie transferat. Eu sunt categoric împotriva aprecierii condiționate. Deci se pune la vot aprobarea raportului reieșând din ce s-a prezentat și ținând totuși cont de opinia expertului independent. Cine este pentru a aproba raportul respectiv, vă rugăm votați. Vă mulțumim. Domnul Cancian, cu ajutorul Dumnezeu, mulțumesc tuturor, în primul rând colegilor de la IT, Ghenadi și domnul Braniște, Serghei, Presianic, mulțumesc. Mulțumesc pentru participare. Onorată asistență. Ca să terminăm. Transfer tehnologic trebuie să fie transfer tehnologic. Liniile, utilajul, metodele, procesele tehnologice trebuie să fie prezentate ca lumea. Eu sunt împotriva fișei este unde cer participări, orizont și așa mai departe. Cacofonie adevărată, domnule. Oare Republica Moldova are nevoie de birocrația asta? E ca domnul Cancian Cipoiești deseori ne spune, terminați cu birocrația asta. Să fac realizări care permit ca țara noastră să, din impozite de la export să aibă venit. Dar noi căutăm publicații, orizont și așa mai departe. Suntem, de atâta eu întotdeauna cu fișele astea am probleme. Da, mă rog, ANCD vrea în Europa. De atâta au prăvălit atât de bine concursul proiectelor și au pus în situații nu numai colectivi mici, dar instituții întregi, academicieni, fondatori a școlilor științifice. Așa că colegii noștri din ACD vor primi concluziile. Da, domnul profesor? Și domnul director, vă rog. Da, vă rog. În microfon, vă rog. La adunare generală, care a prezentat-o atunci domnul academician Duca, eu am ridicat întrebarea, am abordat întrebarea cu situația în știință care s-a creat la moment și pe atunci și am făcut așa o retrospectivă că numărul cercetătorilor, numărul tineretului din an în an în cercetare se micșorează. Și dacă să luăm în 2018, noi avem în cercetare 3.054 de cercetători, în 2019 avem 2.767. Și numărul lor continuă să micșoreze. Atunci, la ședință, eu am ridicat întrebarea ca să mobilizăm și să încurajăm cercetătorii din domeniul cercetării dezvoltării ca adaosul pentru grad științific de doctor și doctor habilitat să se introducă și să fie viager. Toți au votat unanim. S-a modificat codul științei și inovării și eu n-am văzut punctul s-a introdus. Din ce cauză? Din ce cauză? Academia nu a înaintat propune. Așa ne-a spus mie la guvern. Responsabil de știință. Când era ministru domnul Popovici, eu personal am fost întrebarea asta. Că inițiativa a fost la institutul nostru. Noi am scris în scris și am argumentat. Și nu e așa mare sumă. Pe an se acumulează acolo
în jur de 25 de milioane, asta e maximum pe an, asta e nimic. S-au furat miliarde și pentru cercetare 25 de miliarde, oamenii care se ocupă, lucrează în cercetare, lasă-i bucuri de indemnizație, le este toată viața. Vremea, domnul profesor, e clar. E clar, n-am insistat, dar am propus, am propus, au respins, nu-s mijloace, dar mă taie perfectă dreptate. Nu mai avem noi atâția cercetători în țară pe care să nu-i onorăm cu viager. Da, repijor, că reținem atenția tuturor. Am ieșit din ordine de zi. Asta noi... Mai mult timp am pierdut câteodată în zadar. Eu în total susțin ceea ce a vorbit domnul profesor Rapcea și aș continua. Chiar într-o țară așa, hai să zicem cum, alături de noi Ucraina, la dânsul lucrul ăsta este hotărât. În Transnistria, nu știu, în partea cealaltă care este în Moldova, ei pentru doctor habilitat au 70, traduc în dolari, pe lună, că doctorii 50 de dolari pe lună, pentru la pensii chiar asta. Deci aici la noi, întrebarea asta niciodată nu s-a mototolit așa. Mai departe, domnul Cădencean, eu aș vrea ca din numele Academiei de Știință, hai să zicem, care facem, să mai întâlnim la NACER ca transferul tehnologic să fie a rezultatelor științifice, dar nu să fie o spălare de bani a cuiva și să-și facă o întreprindere din banii statului. Fiindcă ceea ce s-a prezentat astăzi este cam așa. Se folosesc de diferite canale, cine a aprobat, nu știm, aceste proiecte, dar în rezultat s-a primit că au fost unele mijloace distribuite nu pentru întărirea instituțiilor de cercetare și a cercetătorilor, stimularea acestora, dar persoane care din alte domenii, nici nu din domeniile respective, au făcut transfer tehnologic la o întâmplare. Eu sunt de acord și aici avem foarte mult de lucru. Здесь уйма работы, уважаемые коллеги, уйма работы. Если мы говорим об исследовании, так это исследование с методологией, как полагается. Но если мы говорим о технологическом трансфере, то это результат из лаборатории, из института, из университета идет на производство. И на производство идет не слова и таблицы с химическим анализом, а идет оборудование, процесс и продукт. Готовый продукт на экспорт, чтобы поняли и наши коллеги. Вырокдом директор, директору Института дезвольтери и информационали, домного доктора Игоря Кожукара. Bună ziua, îmi cer iertare, dar o să punctez, să știți că eu chiar dacă nu m-am axat pe rezultatele științifice, eu am luat din toate rapoartele lucruri foarte utile. Dar cel mai important, am înțeles și am constatat încă un fapt, că nu este ANACEC-ul, dar ANECD-ul poartă vina. ANACEC-ul ar fi avut responsabilitatea asta, ei altfel reacționau. Este a doua etapă când noi suntem victime. În prima etapă, când ANECD a neglijat toate 100% acelor 108 directori de proiecte, care nici n-a încercat măcar să spună. Iar la cea de-a doua etapă, când a liberalizat piața pentru companiile private, i-a pus în capcană și astăzi noi am văzut două companii care poate intenția a fost una bună, dar deoarece nu au pus la punct documentația de la înaintarea propunerii de proiect, evaluare, raportare, ar fi trebuit simplu un raport tip cum se prezintă rezultatele. Și la sigur, toți cei care au avut proiectele ar fi arătat altfel. Dacă aceste două companii ar fi văzut raportul domnului academician Găină cu un an în urmă, de exemplu, ar fi văzut cum se prezintă un raport transfer tehnologic, la sigur că noi am fi văzut rezultate mult mai bune. Și la sigur că dacă compania care se ocupă cu cretina ar fi accesat această bază de date și ar fi existat cu câțiva ani în urmă, ar fi găsit cel puțin 15 publicații științifice ale autorilor și dacă ar fi fost o condiție
a consulta și experții naționali, la sigur că domnul din Ștefan Vodă s-ar fi adresat la unul din cei 15 autori din Republica Moldova și l-ar fi consultat și ar fi venit cu nume de companii private din Germania și în colaborare cu cercetătorii din Republica Moldova s-ar fi creat un consorțiu. Vă spun că acum Ministerul Educației, Culturii și Cercetării merge deja și mai înainte de specializare inteligentă a Republicii Moldova. Orice ce am văzut eu personal astăzi ar putea fi proiecte axate pe transfer tehnologic și specializare inteligentă, deoarece acele semințe care se produc, care se aruncă, ar fi o verigă foarte esențială. De exemplu, noile industrii, ce spune de Cătina, cei din agricultură, ați văzut și cu domnul Rapcea, spunea, băi, cu 10 ani în urmă, adică dacă noi am avea accesul deschis la acele informații ca companiile tineri care sunt foarte entuziasmați, n-au plecat psihotare, au încercat să vină cu valoare adăugată, astăzi, după aceste rapoarte, ei vor fi nevoiți să găsească cum să se descurce, deoarece la concursul de proiecte nu a fost o clauză. Adică noi nimerim astăzi, ce obțin într-o capcană, că mâine poi mâine nu vor mai avea cine să colaboreze. Ați văzut că doar dacă nu există o clauză, cum a spus, cu doctori niște să fie apreciați într-un fel ca ei să mai consulte, mâine poi mâine nu vom avea tineri care să vină mai departe. Ar fi foarte bine ca din partea acestei ședințe să fie cu o propunere ca ANCD, am înțeles că deja este un nou director, să vină cu o inventariere a întregii documentații de la propunere de proiect până la raportare și evaluare ex post după câțiva ani de zile, deoarece la o întrebare când cu vreo 5-7 ani de zile s-a dat întrebare la directorul Agenției de Inovație și Transfer Tehnologic câte companii sau proiecte mai sunt în viață după 3-5 ani, s-a spus cifra 0. Ori noi astăzi am văzut totuși inițiative foarte bune care ar trebui să învățăm, să luăm lecții învățate cum să facem ca următoarea dată domnul Rapcea să veniți cu institutul să vină cu propunerea de proiect transfer tehnologic. De exemplu, nici noi personal nu suntem motivați pentru a merge pe această clauză. Ei au căzut în capcană cei din business, care mâine pe mâine vor trebui. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, totuși consider că ar trebui să fie propunerile înaintate și să fie urmărite. Chiar și propunerea care s-a dat-o dumneavoastră cu doctorat, care s-a părea că este în afară, dar ține de acest sistem, deoarece noi în fiecare an rămânem tot mai puțin și partea proastă este că cei care sunt entuziaști, care au încercat de fapt să analizeze ce fac oamenii de știință și negăsind în Moldova, au apelat la alte scheme de finanțare, dar partea proastă este că nu știm ce va urma mâine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și eu aș fi foarte bucuros ca să gust din înghețata prezentată astăzi, să pe mine m-a entuziasmat chiar să produc și cătine, de ce nu? Dar evident consultându-ne cu specialiștii care sunt și în Republica Moldova, deoarece noi avem nevoie de a asigura întreg lanțul valoric. Ori la proiectul cu semințele, noi l-am văzut din punct de vedere științific, prin istoria care s-a acumulat de ani de zile, iar cu cătina le-am avut din perspectiva unor oameni entuziaști. Să nu uităm că, totuși, până la urmă, ei au cofinanțat acest proiect. Iar, dacă s-o fim corect, eu așteptam să văd efectul economic la toate. Iarăși, deoarece nu era o rubrică la raportare, practic nimeni n-a vorbit de... S-au investit 1 milion de la buget, 1 milion cofinanțare și noi am ajuns la cifra 50.000 de lei le-am avut pe primul an. Pe al doilea an vom avea 100.000 de lei, în al cincilea an vom avea încă 5 locuri de muncă. Adică acești indicatori ar fi nevoiți să fie indicați la propunerea de proiect și să fie raportați la sfârșit. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Și nici noi vă mulțumim, domn director, ca domn director, da, domn, o clipă, domn director, de nerepetate ori ne-am mers în întâmpinare și ne-a ajutat să realizăm online. Tot așa vreau să mulțumesc serviciului de presă a Academiei de Știință, doamna Eugenie Tovan, care de fiecare dată cu sârguință expune rezultatele ședințelor noastre,
pe care le putem accesa pe site-ul Academiei de Știință, oricând, oriunde. Vă mulțumim frumos, doamna Eugenia. Vă rog, da, sigur că da, poftim. Da, vă rog, la microfon. Eu să vorbesc în limba rusă, dar cred că tuturor va înțelege mine. Pentru mine, сегодняшнее событие это впервые, я на таком отчете. Огромное спасибо всем тем, кто был оценщиками нашего проекта. Я очень вам признательна за ваши вопросы, потому что для нас это очень важно. Мы будем развиваться в этом направлении и работать. На самом деле, очень правильно вы сказали, что у нас не было именно вот специалиста по геодезии, но мы консультировались с теми, кто у нас с нашими партнерами. И ясное дело, что вот тогда, когда университеты участвуют в такого рода проектах, ну вот в мои, допустим, скажем, 37 лет, но не может быть того опыта, который будет в 50-55. И если я приду через 10 лет, я думаю, что будут другие результаты. И мы с нашей командой очень серьезно работаем над тем, чтобы все-таки эти проекты были очень качественными. Что хотелось отметить? Я сегодня вот слышала некоторую критику в адрес, ну, я не знаю, по какой причине, может быть, это объективно, может быть, не совсем, но с нашей стороны были своевременно, ну, были формы отчетности, которые мы предоставляли с нашей командой, сидели ночами, разрабатывали, отправляли в НЧД. Эти отчеты потом проверялись. Мы потом делали изменения, то есть были формы отчетности, я извиняюсь, и поэтому все очень серьезно. Мы, работая в университете, являясь, ну, также ну, преподавателями на кафедрах, да, мы участвуем, стараемся участвовать и в проектах. Это не те суммы, где можно делать бизнес, поверьте мне, там, я сейчас точно не скажу, но месячная оплата 2700. То есть это на энтузиазме, это от того, что это нравится, это от того, что хочется развиваться в этом направлении, больше изучать. И большое спасибо, конечно, что все-таки наш проект был одобрен. Мы будем работать, для нас это интересно, мы будем дальше сотрудничать с другими странами, с кем будет интересно. И хотелось бы еще сказать, что вот здесь вот представлена фирма, которая вот работает недалеко от нас, и на самом деле они занимаются производством хлебобулочных изделий. Всегда Вячеслав вот тут уж приходил на семинары, которые проводились. Это был не один только семинар, и конкурс бизнес-идеи. И потом у нас был семинар, когда мы представляли свои результаты. То есть здесь открытость, и всегда приезжал СНЧД к нам сейчас. Да, Яцкевич Вадим, и тоже несколько раз был, пока мы реализовывали. Мы чувствовали, что мы не просто работаем, что нас еще контролируют и очень серьезно контролируют. Поэтому я просто думаю, что такого рода оценочные совещания должны быть организованы не только после того, как в декабре у нас закончился проект, а сегодня на дворе у нас июль месяц, возможно, это было бы хорошо, чтобы даже было два раза. То есть, когда мы представляли три отчета, вот после каждого отчета, чтобы мы свои действия корректировали, и чтобы каждый из тех предприятий, которые разрабатывали, может быть, не все рассказали. Мы можем здесь часами говорить о том, что мы сделали, и честно сказать, я поняла, что вы имели в виду по поводу цифровой модели. Здесь тоже присутствует некоторое волнение. Я вам очень признательна, академическому сообществу. Вы имеете очень огромный опыт. Мы будем учиться. Огромное-огромное всем спасибо за ваши рекомендации. Это очень хороший опыт лично для меня, эмоциональный и профессиональный. Спасибо. Да, спасибо за хорошие, лестные слова. Камрад сегодня побил рекорды и по времени, и по вежливости, и так далее. Гонорат ассистенция. Не так уж просто реализовать технологический трансфер. Хаос бесподобный. Требует от нас черт знает что. А в конце нет оборудования, нет технологии, нет продукта, нет экономического эффекта. А НЧД должно перестроить свою работу, переставить на свои места требования. Сопроп и гонорат ассистенция
mult așteptată vacanță. Mă vă aștept în sentiembrie. У нас будет круглый стол по проблемам состояния сельского хозяйства республики. Есть договоренность между министром сельского хозяйства доктором Пержу и президентом нашим, академиком Тигиняном, что в сентябре у нас будет очень важный круглый стол по проблеме, создавшейся в сельскохозяйственном секторе республики Молдова. Катастрофа неименуемая. Кукуруза 50 сантиметров, не больше. Затрата колоссальная, прибыли никакой. Поэтому я к чему? Ради Бога, мы должны проникнуться. Ответственностью за деньги, полученные от государства, от налогоплательщика, уважаемые коллеги. Но в целом, я хочу сказать, даже с проектом, который не прошел, работа была сделана, АНЧД примет соответствующие решения, а мы выполнили свой долг в соответствии с законом. Кодуш Димси Шинобари. Вам уцумим фрумос, вакансии. Deci la azi în ordinea de zi, domn profesor? Azi e ședința secției a trei. Și azi în ordinea de zi e... Da? Plata viageră pentru titlul de... Da. Nu. Nu e în ordinea de zi. Noi am luat-o la control, eu o să informez președinția. Am fost discutat și votat în unanim, în 2018. La guvernul și noi o grupă de disavanță. Și mai departe, Mihail Pauli, și transformăm ședința de azi în discutarea unei probleme de 2 ani în urmă. Potrivit să o punem în ordine de zi și să invităm aici la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Educației. Dar așa, cu cine vrea la dat Mihail Pauli și să facem? Cu colegii din Comrat? Noi am primit decizia în 2018. Am primit și... Scrisoarea din partea Academiei și ducem noi... A fost scrisoare din partea Academiei, susținem inițiativa. Ministrul Educației. Așa. Cercetării, poporii. Așa. Eu am fost adus personal de alte întrebări și am discutat. Suntem la curent. Și eu sunt așa propuneți la Academiei noi. Acum Popovici este consilierul pe știință a președintelui țării. Mă ne mai aprobăm, mai ne mai adresăm o dată. Eu nu sunt potrivă, domn profesor, dar nu putem să hotărâm la o ședință de transport. De seamă, transfer tehnologic, probleme legate de plata viageră. Asta e o chestiune destul de serioasă la adunarea generală a Academiei de Științe. Dacă ministerul n-a primit, sau guvernul, nu știe de lucrul ăsta. Dar dacă știe, trebuie să insistăm ca acești bani să fie oamenilor dați. Și așa am rămas foarte puțini. Și suntem remunerați foarte modest. Un șef de laborator, doctor în știință, mâine pe mâine poate să plece, pentru că salariul nu-i asigură cu părere de rău. Cine ce observația are? Nimic. Totuși să fie luat în dat această elecție propusă inițiativă. S-a votat în 2018. Se spune la acelea s-a votat, dar încă o dată din înaintat și... Păi sigur că da, a fost. Personal am participat la comisia care a formulat în guvern aceste revindicări. Am auzit că au luat la control. Am auzit că s-ar putea să ia foc. Întrebarea, dacă nu o ții la control, ea dispare. Da. Ok. Mihai Pauci. Revenim. Oameni buni, revenim. Atunci vă dorim la toți vacanță plăcută. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc colegilor mei, secretarului secției științific care a depus eforturi și doamna Levco, colaboratorul nostru în realizarea acestei întâlniri. Felicitări colegilor mei care au dus la sfârșit acest proiect tehnologic. Mersi!